Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de ieri, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova au făcut publice datele unui sondaj de opinie. Ori despre acest lucru ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi. Încredere în rândul populației, vorbim despre credibilitatea politicienilor, vorbim despre partidele care, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, ar accede în Parlament, dar și multe alte aspecte. Prezent în studio este Corneliu Ciure, analist politic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Sergiu Ungureanu, expert economic. Bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Ciurea, întrebarea care probabil interesează pe toți cei care sunt interesați de aspectul politic din țară: dacă duminica următoare ar avea loc alegeri parlamentare, pentru cine ați vota? PSRM-ul 37,2, PPD-a 11,9, PD 10,1 și PAS 8,3. Astea sunt patru partide care ar accede în Parlament. Am putea vorbi de fapt de niște date pe care le-ar trebui să le ia în calcul partidele politice, pentru că în toamnă, peste câteva luni, am putea să avem alegeri parlamentare. Da, deocamdată sondajul dat indică aceste patru partide cu șanse de accede în Parlament. Sigur, trebuie să avem o anumită reținere față de cifrele pe care ne le oferă sondajele, pentru că am văzut câteva în luna iunie și în luna mai, atunci când am urmărit alegerile în municipiul Chișinău și Bălți, cum pot să trișeze sondajele, să manipuleze sau să greșească în mod banal. Din această cauză, sigur, aceste cifre trebuie tratate foarte atent, cu multe precauții. Eu cred că pe lângă aceste patru formațiuni politice, care au șanse foarte mari să ajungă în Parlament, mai sunt încă două forțe politice, cel puțin, care au și ele posibilitatea și puterea necesară pentru a intra în Parlament, doar că sondajul dat nu indică din vari motive acest dinamism al partidelor despre care este vorba. Primul rând, sigur că mă refer la partidele unioniste, care pot găsi o formulă de coalizare și în acest caz ar putea să ajungă în Parlament, fie pe o platformă comună sau poate vor un anumit partid politic își va pune la dispoziție sigla, denumirea. Și cred că unioniștii, în cazul în care se mobilizează, pot să găsească resursele necesare pentru a intra în Parlament, și un alt partid politic care nu este deloc de neglijat, pe care îl urmăresc cu multă atenție și am impresia că în ultimul timp înregistrează un trend crescător, dar care nu este surprins repede, în vari motive de sondaje, este sigur partidul lui Ilan Șor, care este prezent în întreaga țară deja, practic își deschide filialele, are rezultate destul de bune în Orhei. Pentru el ar vota 0,9. În sondajul dat. Da. Da, dar eu cred că sondajul încă nu reușește, repet, nu știu din care motive, dar nu reușește să surprindă acest dinamism. Deci pe lângă cele patru partide pe care le indică sondajul, cred că ar mai fi două formațiuni politice cu anumite șanse. Dar v-a surprins faptul că nu se regăsește aici și PLDM-ul, PCRM-ul e cu 2,1%, PN-ul e cu 1,9%, la cealaltă extremă? Bun, PCRM-ul poate ar fi o problemă, nu mă miră deloc că PLDM-ul așa este un partid care sub prag, se află sub prag, cu mult sub prag, nici nu are de unde să crească. PCRM-ul este un partid care avea o susținere anterior, acum însă, dat fiind o anumită îmbătrânire generală a partidului și... Există premize ca să nu treacă pragul electoral? Eu cred că șansele sunt foarte reale ca PCRM-ul să nu intre în Parlament. Da. Domnule Ungureanu,
Haideți să discutăm despre capitolul încredere a populației în rândul politicienilor. Iată, la acest capitol, Igor Dodon rămâne a fi primul, urmat de Pavel Filip și Andrei Năstase. Evident că raportul dintre aceste cifre sunt destul de mari. La Igor Dodon avem 26,7%, Pavel Filip 7,5% și Andrei Năstase 6,2%. Vreau să încep cu cel din urmă. Imaginea lui Andrei Năstase, oarecum a fost alimentată de campania alegerilor locale din Chișinău? Da, în primul rând este un rezultat al ceea ce avem noi astăzi în Chișinău și a politicii care a fost dusă de actuala guvernare, care a preluat practic totalmente și eu mă mir cum de acest sondaj încă nu a fost anulat de vreo judecătorie, s-ar putea să avem și asemenea situații, este Moldova, orice poți să te aștepți. Și la moment avem acest tablou care se încearcă a se da societății. Clar că nu trebuie să avem foarte mare încredere în asemenea tablouri care sunt date și sunt respectiv ușor lăsate să treacă în societate, să vedeți că nu au criticat acest tablou politic instituțiile media subordonate puterii, care au spus că da, totul este ok. Să nu uităm că a fost un asemenea sondaj pentru municipiul Chișinău în care se spunea foarte clar că Andrei Năstase nu va trece în turul 2 cum că va trece Silvia Radu, pentru care exista un scenariu clar din partea puterii ca să câștige și uitați-vă că nu s-a întâmplat acest lucru și a venit scenariul B care îl avem astăzi în Chișinău și pe care toți îl cunoaștem. Deci, asemenea sondaje trebuie să ne uităm așa cu un doză de scepticism sănătos, dar nu trebuie să spunem chiar totul nu este drept. El ne dă o imagine aproximativă a ceea ce se întâmplă. Ratingul lui Andrei Năstase era inevitabil că în urma acestei victorii care a fost în Chișinău, da, cu ghilimele de rigoare, tot ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se mai întâmplă și cred că se va mai întâmpla în continuare în jurul acestui subiect, este într-o ușoară creștere și cred că această creștere este datorată nu atât faptului că este Andrei Năstase, dar pentru că se dorește o figură străină, o figură care este altfel decât ceea ce avem acum în societate și ceea ce este perceput acum ca putere. Dar spuneți-mi, vă rog, sunteți, nu știu, adeptul conceptului că sondajele de opinie vin și să manipuleze? Reieșind din ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme. În mare parte da, pentru că aceste sondaje de opinie sunt un teren pregătit pentru a veni pentru alegerile următoare. Pentru că, haideți să luăm la concret, să spui acum că Partidul Democrat are un rating de 10% sau 10,5%. 10,1% este chiar de-a dreptul greșit, dacă să nu folosesc cuvântul aberant. Pentru că nu există astăzi premise ca acest partid să treacă pragul electoral. Se încearcă prin aceste sondaje, și sunt sigur că până la alegeri vor mai fi făcute asemenea sondaje, să se creeze imaginea cum că el ar trece, pentru ca să fie aplicate apoi anumite tehnologii, cum s-au mai aplicat și în alegerile trecute, când se impuneau polițiștii, se impuneau, nu știu, cei care stau în locurile de reținere, până la vedere pușcăriașii, se impuneau să voteze. Deci să se impună anumite tehnologii speciale ca frauda aceasta, prin care să treacă cel puțin pragul electoral, ca apoi să-și ia iarăși o majoritate posibilă în Parlament și apoi iarăși să facă ce vrea, să fie cât mai posibilă. Deci cu această fraudă. Deci prin aceste sondaje de opinie trebuie să înțelegem foarte bine. Și iarăși ratingul că Partidul Șor, care are un rating absolut negativ în societate, are un rating pozitiv doar la nivelul local, foarte extrem de local, la Orhei, unde o bună parte din populație este mulțumită pentru faptul că se îndeplinesc anumite proiecte, dar aceasta este absolut insuficient. Eu nu cred că a fost un eșantion de 1195 de persoane, ne spun cei care au realizat, din 81 de localități. Chiar să luăm tehnic vorbind, asemenea sondaje, ca să le dăm un grad de seriozitate, eșantionul trebuia să fie cel puțin dublu sau triplu mai mare, ca să putem să vorbim matematic, dacă să luăm cifrele din punct de vedere matematic. Și dacă ne uităm la eroarea de plus minus 3%, este eroarea maximă. Este o eroare foarte mare, care iarăși vorbește despre seriozitatea, despre pregătirea, despre nu știu, profesionalismul celor care au pregătit. De aceea, nu vreau să spun că este un sondaj absolut greșit, el are anumite doze de adevăr, dar la acel capitol, ca partidele care sunt astăzi susținute și, așa spunem, conservate de către guvernare, deci Partidul Democrat și Partidul Șor, care este practic nu intangibil,
Pentru acestea nu aș crede într-un asemenea rating și cred că marea majoritate a celor care știu să gândească în termenii politici înțeleg că acestea sunt un pic desenate, aceste cifre, bine, folosindu-se de această eroare de plus minus 3% care îi dă unuia în plus 3 și altuia în minus 3 și bine, fac cifrele ca să iasă. Da. Domnul Ciurea, vă întrebam cum considerați de ce aceste patru partide ar accede în Parlament. Eu vreau să vedem iarăși cealaltă extremă. Au răspuns că nu știu cu cine ar vota 19,2% și nu aș merge la vot 5,9%. Dacă ar fi să facem un calcul matematic, aproximativ 25% încă nu sunt deciși și nu știu dacă ar merge în general la vot. De unde este alimentată această apatie față de fenomenul politic? Eu n-aș numi acest fenomen apatie, pentru că cifrele nu sunt foarte mari. De obicei, în societatea moldovenească, aproximativ 30% sunt nehotărâți. În cazul acestui sondaj, cifrele sunt mai mici. Eu cred că, din contra, va fi o participare destul de bună la alegeri, pentru că lupta politică este foarte crâncenă și societatea este destul de puternic polarizată. Din această cauză, chiar și nehotărâții vor găsi în ei resurse de energie pentru a vota și a-și expune viziunea sa politică prin intermediul votului. Nu mi se par cifre stresante, nu sunt deloc așa niște cifre descurajante pentru un început de campanie electorală care, bun, nu știu când va începe, dar presupun că în toamnă. Dar ce părere aveți despre partidele extraparlamentare care nu se regăsesc în această listă prin faptul că ar exista tendința de a trece pragul electoral decât PPD-ul și PAS-ul, care într-o oarecare măsură erau de așteptat aceste date? Eu deja mi-am expus punctul de vedere. Nu știu de ce domnul Ungureanu s-a referit la Partidul Șor, pentru că acest partid acumulează un scor foarte mic în sondaj. Eu însă cred că el are o altă prestație politică, dar nu e vorba de sondaj, e punctul meu de vedere personal. Și alte partide politice, bun, nu știu în ce măsură, partide extraparlamentare, deja m-am pronunțat, nu au șanse. Prestația domnului Năstase în Chișinău a făcut în așa fel ca privirile alegătorilor de dreapta să fie ațintite asupra platformei DA și evident a PAS-ului, care acum a devenit un satelit al platformei DA, dar s-ar poate va reuși să inverseze lucrurile până la alegeri. Socialiștii, în mod tradițional, stau destul de bine, dar pe fundalul acestei confruntări dintre în interiorul dreptei și dintre dreapta cu centrul au acumulează, cred eu, pe bună dreptate, un scor destul de bun și au șanse reale chiar să câștige aceste alegeri. Multă lume acceptă acest lucru. Și Partidul Democrat, iarăși, putem avea viziuni diferite. Dar vreau să vă atenționez că dacă este exagerat scorul unui partid, asta înseamnă că s-a luat din altă parte și va trebui să... Domnule Ciurea, dar eu vreau să vă întreb, care este sursa de alimentare, nu știu, a gradului de încredere pentru un anumit partid? Când zic lucrul ăsta, mă refer nemijlocit atât la Partidul Șor, pentru că pomenea și domnul Ungureanu. Ori liderul acestuia figurează în scheme de spălare a banilor și așa mai departe, până la urmă s-ar crea un paradox, ar zice alții. Da, este o situație paradoxală, dar și foarte interesantă. Eu cred că moldovenii pe ansamblu nu au un sentiment de dispreț față de oamenii care din când în când comit acțiuni frauduloase. Din contra, ar putea să îi respecte. Așa suntem noi. Și eu, din acest considerent, îmi construiesc argumentul și am senzația că lucrurile ar putea să stea diferit. Atâta timp cât un om care, zicem noi, a furat, dar, bun, acest lucru până la urmă stabilește instanța, întoarce o parte din acești bani și îi le dă și oamenilor, vedem în Orhei acest mecanism funcționează și el ar putea să funcționeze prin Ricoșeu și în alte părți ale țării, pentru că vedem care în Orhei nu trăiesc inguși. În Orhei nu trăiesc ciceni, nu trăiesc ruși, în Orhei trăiesc moldoveni,
care nu sunt foarte diferiți de cei de la Băl sau de la Cahul. Și din această cauză, eu cred că acest partid ar putea să se impună. Dar urmează să obținem confirmarea acestui fapt, fie în cazul sondajului, fie în cazul alegerilor. Domnul Grănu, vă rog. Doar aici, pentru că e una când se alege primăria, pentru primărie, și atunci la nivel local oamenii pot să spună da, ăsta hoțul ăsta mai furat, dar ne face și nouă ne va lăsa lumină, și nouă, da. Ne va lăsa. Și alta când la nivel național, pentru că la nivel național deja practic se vorbește că banii toți au ajuns în mâna celui mai influent politician în Republica Moldova și iată, el conduce la nivel național și practic nu se vede că s-a făcut, pentru chiar și acele drumuri care 2000 de kilometri sau câte au spus, sunt făcute iarăși din bani bugetari. Deci lucrul ăsta nu este valabil chiar și la o scară, nu putem să mărim la scară mare. Dar ce aș vrea să spun aici, că prin acest sondaj se mai vede încă un lucru interesant, care apoi, da, domnul Ciurea a anticipat un pic și a scos la iveală că vor apărea și alte partide, vor apărea cei doi sateliți ai Partidului Democrat, care sunt acum uniriștii, așa numiți, îi voi spune, ei niciodată nu se vor uni într-o singură platformă, pentru că și între ei există o foarte mare divergență. Unii sunt pentru o anumită direcție, alții sunt pentru o altă direcție, măcar dar există cel puțin vreo patru partide care s-ar putea... Da, relațiile dintre ei sunt foarte ca între șoareci și șobolani, niciodată nu se vor uni, ei se vor mânca între dânși, pentru că deci cu ei și asta este convenabil, anume partidului de guvernământ. Un al doilea loc, că partidul Șor este construit în jurul unei persoane, da? Este un partid care nu are o idee, spunem, liberală, o idee, nu știu, conservatoare, o doctrină, în baza căreia, uite, avem doctrina aceasta și indiferent, este liderul ăsta, nu este, moare, se duce, nu știu, îl închide. Deci noi avem doctrina asta și mergem înainte. Ei nu au. Deci ce se întâmplă teoretic, hai așa să spunem, dacă dosarele care sunt închise chiar cu justiția asta care o avem în Republica Moldova, în care s-au băgat atâția bani și iarăși Uniunea Europeană a spus foarte clar ce este cu justiția noastră, ce se întâmplă dacă îl închid? Cum se va numi? Partidul Șor închis sau Partidul Șor dispărut? Deci haideți să gândim un pic și eu cred că oamenii noștri se vor gândi la acest lucru și una când pentru primărie, da, acolo, uite, este primar și el face anume pentru orașul nostru, din nou îl vom da afară și el unicul colac de salvare. Dar la nivel național chestia asta nu va merge pentru că aici pur și simplu nu putem lua o scară, deci mărim scara și același rezultat. Matematica se schimbă un pic, se inversează. Domnule Ungureanu, o întrebare care de fiecare dată generează dispute în societate este vorba de Uniunea Euroasiatică, pentru care zic 40,3% din respondenți, Uniunea Europeană 38,7% de această dată, nici una 5,6% și nu aș participa la vot și nu știu, acumulează câte 7,5% și respectiv 7,9%. Oarecum acest raport dintre Uniunea Euroasiatică și cea europeană se menține? Incertitudinea încă planează în rândul concetățenilor noștri. Și planează în mare parte nu atât datorită factorilor economici, pentru că haideți să recunoaștem în cadrul Uniunii Europene pe interior relațiile economice, relațiile instituționale sunt puse mult mai bine la punct în față de Uniunea Euroasiatică, care încă este în formare. Da, este în formare, are și ea un potențial foarte mare, dar încă nu le-a pus. Și aici noi vedem că puterea economică a Uniunii Europene este mai mare și este mai mare asupra Republicii Moldova, dar s-a creat o imagine negativă din cauza că partidul de la guvernământ, care în permanență spune că el este unul pro-european și care toate abracadabra lui care o începe până a face orice tip de reformă începe că noi suntem europeni și de aceasta următoarele, 2, 3, 4, micșurăm pensiile și așa mai departe. Deci fac foarte multe lucruri acoperindu-se cu Uniunea Europeană. Acest lucru a degradat și chiar foarte mult a știrbit din imaginea Uniunii Europene, ceea ce la nivel național se reflectă atât prin aceste sondaje și aici aș spune că este o doză de adevăr în aceasta, că a scăzut imaginea Uniunii Europene anume din cauza că s-a legat sau cetățenii cred că Uniunea Europeană susține asemenea indivizi și asemenea grupări, cum sunt astăzi la noi la conducerea Republicii Moldova și aceștia foarte bine se acoperă cu steagul european din cauza aceasta. Către Uniunea Vamală, de asemenea, există, hai să spunem, factorul care o aduce la nivel pozitiv, care duce la creșterea încrederii în sine, în încrederii în această Uniune, pentru că există oarecare deschidere și față de cei ce am avut acum, sunt mai puține bariere. Față de Uniunea Europeană, da, noi avem un acord, dar încă sunt foarte multe bariere administrative care fiecare fermier care crește producția agricolă, că bine, noi nu facem calculatoare, noi nu facem rachete, nu facem avioane, facem producția agricolă și ca să duci producția agricolă în Uniunea Europeană este mult mai greu din punct de vedere administrativ decât să duci în... Sper că situația se va schimba și noi vom avea posibilități, pentru că asta este o tendință economică normală, ca să ai cât mai multe piețe de vânzare. Domnule Ciurea, încă mult timp vom oscila între Uniunea Europeană și cea euroasiatică? Vă referiți, vom oscila în sondaje? Da, în sondaje.
Eu cred că încă... Să fie o tendință firească într-o societate precum e cea noastră. Este normal, pentru că o bună parte din populația țării au nostalgii care vin din perioada premergătoare independenței, vorba de Uniunea Sovietică, și în aceste condiții avem o societate ruptă în două. Noi știm acest lucru, sondajele reflectă, cât de exact reflectă sondajele această fractură din interiorul societății, nu pot să spun, pentru că până nu de mult, chiar în luna mai, iunie, am avut sondaje care indicau un avans substanțial al ideii, al susținerii pentru ideea europeană în raport cu susținerea Uniunii Economice Euroasiatice. Iată că acest... Și, apropo, compania DATA a făcut sondajele în luna mai și cifrele erau foarte diferite. Eu nu cred că aceste dificultăți care au apărut în relația dintre Partidul Democrat și Parlamentul European a condus la o inversare atât de dramatică. Eu sunt de acord că de multe ori sondajele sunt puse în slujba celor manipulatorilor, celor care doresc să trișeze. Deci, nu știu care cifra a fost corectă. Prima, care au dat-o în mai, sau cea care este acum, cele care sunt acum, dar de fapt, eu cred că trendul în favoarea ideii europene nu este tocmai bun. Acest lucru se atestă și în statele vecine, în Ucraina, susține, care este, să zic așa, din punct de vedere ideologic, mai mult orientată spre Uniunea Europeană. Susținerea pentru ideea europeană de 51% a coborât, era mult mai puternică, pentru NATO este sub 50%, și din această cauză cred că și la noi susținerea pentru ideea europeană după foarte mult timp de bălăceală, care nu se datorează doar Partidului Democrat. E vorba, compromiterea ideii europene a început prin atunci când politicienii au furat și nu au furat, să zic așa, cei care sunt astăzi la guvernare, sau nu doar ei au fost cei implicați în asemenea afaceri. Deci compromiterea acestei idei face ca populația să fie sceptică față de ideea europeană. Din această cauză avem și o creștere pentru ideea euroasiatică și o creștere pentru socialiști, că ele merg braț la braț. Dar spuneți-mi, vă rog, aceste date oarecum sunt datorate acțiunii, pe de o parte, inacțiunii clasei politice? Pentru că până la urmă avem o serie de angajamente față de UE, pe de altă parte avem niște tendințe de... Eu cred că scăderea susținerii pentru ideea europeană se datorează și acestei bâlbâieli pe care am avut-o în viața politică din 2012 încoace. Deci se datorează politicienilor, dar se datorează și unei prestații neconvingătoare a Uniunii Europene, care nu știe cum să se comporte în această zonă, nu vine cu proiecte interesante pentru populație, atractive. Să vă întreb ce proiecte interesante pe care puteți să mi le amintiți au fost realizate în ultimul timp împreună cu Uniunea Europeană. Nu știu. Energie și biomasă, izolarea termică în Chișinău, mai sunt încă serie. Energie și biomasă, ok, eu mă refer la proiecte mari de infrastructură. Proiecte de susținere, acum căile ferate din Republica Moldova sunt punctul de a primi o... Nu știu, cu energie și... Deci dumneavoastră cunoașteți foarte bine, dar nu dumneavoastră participați în sondaje, eu vorbesc de populație. Deci, din această și, în general, această susținere pentru statele din Europa de Est, mă refer Moldova, Ucraina, ia scârție în ultimul timp. Și din această cauză populația este cumva nedumerită și revine la vechile iluzii, la nostalgii, la amintirile din trecut, pentru că văd că în momentul de față oferta pro-europeană este destul de slabă. Doar cu un pic la Uniunea Europeană, care este situația ei. Uniunea Europeană și imaginea s-a avut de suferit, corect, cum a spus domnul Ciurea, un pic mai înainte, nu de acum începând, anume în țările estice, hai să spunem și noi, la noi, în Republica Moldova, în Ucraina, datorită unor câtorva greșeli, deci care s-au datorat, au susținut în orice caz puterea care era în aceste țări, cu toate că ea era una clar vădit oligarhică, vădit anti
popor, antinațională, doar pentru a se îmbogăți și a se afura pe față de puterea precedentă. Și acest lucru, plus la aceasta s-a mai adăugat și faptul că în Uniunea Europeană pe interior s-au început alte probleme. S-au început problemele secesioniste, sunt unele țări care vor să plece, sunt unele țări care nu știu ce să mai facă cu acei migranți, alte țări nu vor să-i primească, au destule probleme interne. Și acum mai vin în cap și ăștia cu problemelor externe, cum suntem noi, Republica Moldova, și plus ei au numerit așa într-un fel de cerc de șantaj. Ei nu mai pot să iasă din acest cerc, pentru că pe de o parte, de fiecare dată când exista problema, când oamenii sau partidele din Republica Moldova și din Ucraina la fel, când spuneau că uitați, nu este bine ceea ce face guvernarea, guvernarea venea cu acest, scotea din buzunar acel as de mâini și spunea că uitați-vă noi tancurile rusești. Dacă nu vin mâna lui Putin, mâna Moscovei, și foarte bine și încercați prin societate cu sateliți din astea partide uniriste care spun că iarăși susțin, măcar că au 2-3% de rating și poate, dar vor încerca chestia asta să pedaleze și anume ei vor fi arătați la mass media de stat, adică de stat, mass media puterii. Și atunci lucrurile astea, acum Uniunea Europeană a nimerit într-un cerc vicios în care singură nu poate ieși, pentru că până acum a susținut niște partide care s-au compromis totalmente și încearcă și acum acestea să joace prin faptul că ele au oprit propaganda, au luat legi din astea care, bine, sunt foarte dubioase, pentru că atunci când într-o țară ai peste 50% oameni care se uită totuși la anumite mass media și se spui că noi permanent luptăm cu rușii, noi permanent luptăm cu Moscova, iată acum vor să interzică sau nu știu, au făcut spectacolul ăsta cu limba rusă care era total la locul lui. Și nu, chiar și din punct de vedere juridic nu a avut nicio consecință, dar pur și simplu ca să mai bată încă un cui între societatea, în societatea noastră și să contribuie la acea dezbinare care s-a vorbit un pic mai înainte. Domnule Ungureanu, dumneavoastră vorbiți pe de o parte iată de această dezbinare, pe de altă parte este arhicunoscută această sintagmă de stat capturat despre oligarhie și așa mai departe, dar în timp ce dumneavoastră vorbeați eu mă gândeam la un fapt și o să-l rog aici pe domnul Ciurea să mă corecteze dacă voi greși, aproximativ 40 de partide avem înregistrate în țara noastră, chiar poate un pic mai mult să fie. Plus minus aș îndrăzni să zic 7-8 sunt active. De ce celelalte nu găsesc o limbă comună? De ce nu se merge pe ideea unui bloc și așa mai departe, ca să pună punct a ceea ce se numește oligarhie, stat capturat, interese meschine și așa mai departe? Ce fac celelalte, nu știu, 32-30 de partide care sunt înregistrate? Voi răspunde pe scurt și domnul Ciurea cred că va da de completat mai mult, fiind mai mult din domeniul politicii. Aceste partide nu au acea putere economică, deci eu tind mai mult legat cu partea economică, ele nu au acea putere economică ca să se impună, ca să aibă un banner puternic, ca să aibă o campanie publicitară, pentru că fiecare minut costă, deci ele nu ajung cu mesajul lor. Apoi, dar potențialul uman nu este determinant? Și potențialul uman, el este foarte slab la ei și ei nu au o doctrină, o idee în jurul căreia să se unească, să aibă o doctrină. Iată, noi suntem pentru doctrina, nu știu, neonațională sau orice de alt tip de doctrină sau să protejăm piața noastră internă. Nimeni nu vine. Toți vin cu idei de asta că haideți să trăim mai bine, haideți să trăim mai bogat, dar pe ce bază să trăim mai bogat? Și de aceea acestea. Dar plus la asta trebuie să mai cunoaștem încă un lucru, că orice partid din ăștia mic, dacă va încerca să se ridice, în situația actuală a statului capturat, în situația actuală a justiției capturate, a poliției care este în mâinile doar a unui singur partid, în mod sigur, dacă aceste partide nu vor face jocuri și nu vor îndeplini așa cum trebuie ceea ce li se spune de sus, vor fi date la o parte. Spre exemplu, cum a fost pentru Chișinău, când un partid mic de tip unionist a spus că uitați, trebuie să scoatem pe candidatul de la Șor, mi se pare că doamna aceea, și au scos-o, de asemenea, a fost un spectacol bine regizat dintr-o parte și din alta. Da, domnul Ciurea, ce fac celelalte partide politice până ajunge să revenim poate un pic la sondajul propriu-zis? Bun, celelalte partide sunt relevante și domnul Ungureanu a explicat din ce cauză, pentru că le lipsesc bani, le lipsesc oameni, le lipsesc lideri și nici măcar nu știm ce este mai important, pentru că unele partide care își găsesc lideri, după asta își găsesc și bani. Am văzut, iată, aici vreau să ajung. Partidul Liberal și nu este detestabil acest lucru. Un partid puternic trebuie să aibă surse de alimentare. Și partidele trebuie să dispună de resurse importante, campaniile sunt scumpe, campaniile electorale și din această cauză este bine ca ele să dispună de bani, doar că după asta apar tot felul de întrebări. De unde vin banii? Nu apar din scheme oculte? Corupția și așa mai departe. Dar având în vedere realitățile din țara noastră,
putem admite că toate partidele politice cu resurse sunt, pot fi acuzate de anumite lucruri, de anumite afaceri murdare la care se dedau, pentru că altfel banii în țara noastră nu pot fi obținuți. Noi, eu nu cred că există vreun partid curat. Chiar și partidul PAS, care pretindea că colectează banii de o manieră transparentă, formă de donații și cotizații. Am văzut că și ei mai calcă strâmb, nu recunosc acest lucru, dar bun, în presă s-au strecurat informații pe această temă. Deci nici nu este nevoie să avem 40 de partide active. Noi, de fapt, ne-am dorit de mai mult timp să micșorăm numărul de partide, nu să-l mărim. Și așa, o mică reacție la ideea statului capturat, atunci când oamenii folosesc noțiunea de statul capturat, cele mai multe ori au în vedere că partidul pe care îl simpatizează încă nu este la guvernare. Pentru că dacă folosim această sintagmă, atunci va trebui să spunem că și pe timpul lui Voronin era stat capturat, pentru că celelalte partide nu aveau acces și atunci se credea că sistemul judecătoresc este capturat, controlat de către o singură persoană. Dar cine a stabilit? Cine stabilește măsura? Cum cuantificăm? Cum cuantificăm? Prin faptul că imediat ce apărea o plângere către Uniunea Europeană, partidul sau Voronin, pe vremea Voronin, aveau foarte mare frică de internaționali, de parteneri ăștia de dezvoltare, cum le spunem noi acum. Eu n-am observat. Ăștia Partidul Democrat nu are nicio frică. Ăștia măr peste... Nu am observat mare frică din partea domnului. Dacă o să-i spuneți asta domnului Voronin, că el era frică de partenerii occidentali, el probabil va râde copios, pentru că domnul Ciurea, eu vreau să revenim un pic la sondajul de opinie care a fost făcut public ieri și să ne spuneți, iată, dacă duminica următoare ar avea loc un referendum privind aderarea Republicii Moldova la NATO, 22% din respondenți s-ar pronunța pentru această opțiune, 61 ar vota împotrivă. Aceste date trebuie să ne ducă cu gândul că problema respectivă este una epuizată? Ea nu e epuizată. Cifrele variază de obicei între 18, 22, 24%. Vedeți, această dată avem aproximativ 40. Nu, mă refer la susținerea pentru NATO, dar este clar că... 22 spun că... Păi da, am spus 22. Da. Ideea aderării la NATO nu este foarte populară în rândul populației și din această cauză, avem acest articol 11 în Constituție care proclamă neutralitatea. Sigur, pot să adere la NATO state în care există o susținere absolută pentru NATO sau o susținere foarte puternică. De exemplu, iată, recent Ucrainei s-a recunoscut statutul de stat aspirant, care dorește să obțină calitatea de membru și el aspiră, asta este termen, să devină membru. Dar în ultimul sondaj arată că în Ucraina sprijinul pentru NATO este de 44%. E o problemă, pentru că acest sprijin nu este foarte puternic, el este sub 50%. Bun, împotriva sunt mai puțin, mulți sunt nehotărâți, dar nu este o majoritate pentru ideea NATO. În Georgia, susținerea pentru NATO este de aproape 80%. Deci, în cazul Georgiei, putem spune că această țară este în drept să aspire la calitatea de membru NATO, pentru că acolo, în mod clar, populația sprijină această idee. În cazul Ucrainei, apar unii dubii. În cazul Republicii Moldova, nu putem vorbi despre vreo aderare la NATO, discuții serioase pe această temă, pentru că 20% și cam toate sondajele confirmă această cifră. 20% este o cifră importantă, dar nu poate fi luată în calcul la modul serios atunci când vorbim despre viitorul țării în termeni de securitate. Și deci discuțiile despre NATO pot fi lăsate așa pentru ONG-uri, pentru discuții savante, în mediul academic. Nu e nicio problemă, cred că avem acest oficiu NATO, care nu este un element politic foarte important, din punctul meu de vedere, dar discuțiile despre aderarea la NATO sunt, pentru moment, aș spune, premature. Domnule Ungureanu, părerea dumneavoastră, ce se întâmplă cu NATO? Respectiv, Republica Moldova, ieșind din aceste cifre, ar trebui să-și mențină neutralitatea și în continuare?
Da, în mod cert, eu sunt pentru ideea ca acele întrebări care trezesc nedumerire, care trezesc o oarecare controversă în societate să nu fie impuse din partea puterii, spre exemplu, din partea unui grup care a ajuns întâmplător la putere, să fie impuse, uitați-vă că doar acesta este adevărul, pentru că de foarte multe ori s-a mers pe calea aceasta. Și ca să avem o guvernare deosebită față de ceea ce s-a spus și față să nu avem acest stat capturat, cum s-a mai spus, deci trebuie să avem o transparență maximă, în special în transparența decizională, în special atunci când se iau hotărâri importante, se treacă la referendum, la decizii, prin de ce nu să facem cum state precum Elveția, unde sunt foarte multe referendumuri, foarte multe întrebări, pentru că așa se formează, dar nu așa cum se încearcă. Deci transparența decizională trebuie să fie la maxim, pentru ca să nu mai avem aceste nemulțumiri. Iar în ceea ce privește NATO, aici numai decât trebuie să consultăm foarte bine populația. Și dacă vom avea și o rezistență sau o împotrivire, acel puțin 30%, deja ideea nu este bună și deja ideea va trezi foarte multe controverse în societate, ceea ce nu va face bine ca în societate să avem aceste tensiuni și decât să creăm tensiuni noi pe diferite, mai bine să le excludem. Și un lucru important pe care am, de asemenea, în sondaj, poate că anticipez o întrebare a noastră, este direcția de dezvoltare a Republicii Moldova, care din partea societății actuale, cred că este la nivelul cel mai înalt, că este o direcție greșită. Deci este un card blanș arătat guvernării că nu se merge spre direcția corectă. Și dacă ar mai fi fost în acest sondaj și întrebări precum doriți ca această conducere, această guvernare să mai continue, să continue să guverneze, sunt sigur că rezultatele ar fi fost similare ca și cu răspunsul la direcția de dezvoltare a țării. Deci noi avem o direcție care este promovată și cu care se contopește în totalitate această guvernare, care măcar că spune că ea este una pro-europeană acum și pro-europeni au spus că voi nu sunteți pro-europeni și pare, situația pare un pic comică, dar este tragicomică. Când ăștia spun că noi suntem cu voi, dar ăștia spun că voi nu sunteți de-ai noștri. Deci în situația aceasta populația clar că vede acest spectacol și le dă un răspuns foarte clar că noi mergem spre direcție greșită. Domnule Ciurea, vreau să rămânim un pic în albea ceea ce spunea domnul Ungureanu și să vă întreb, iată, direcția de orientare a țării reiese sau este strict proporțional cu ceea ce se numește venitul unei familii sau unui individ? Reiese din acest factor? Deci, noi să vă referiți la faptul că cei cu venituri mici spun că... Că suntem pe o cale greșită. Suntem pe o cale greșită. Nu neapărat. Bun, cei săraci, în mod normal, sunt nemulțumiți, dar eu cred, știți, am remarcat un punct de vedere exprimat pe o rețea de socializare. Spuneți. Există, da, foarte mulți oameni la noi care scriu pe Facebook următoare lucruri, în multe postări, ce situație proastă, ce conducere proastă, ce sărăcie personală. Și după asta oamenii observă că au o postare cu odihnă în Grecia, cu all inclusive, adică sunt foarte mulți oameni, bine mersi, care dețin poziții destul de importante, dar ei sunt supărați, deranjați, dezamăgiți. Mulți dintre ei aparțin dreptei și, evident, această prăbușire a Partidului Liberal Democrat a creat o stare de derută, pentru că foarte mulți oameni care, în principiu, s-au aflat fie la guvernare, fie se aflau în apropierea guvernării, care profitau de pe urma guvernării, cei de dreapta, au rămas la un moment dat fără acoperire politică, au rămas pe din afară. Și iată, acești oameni pe dreapta creează o stare de panică, au viziuni catastrofice, consideră că țara se duce de râpă. Și pe stânga, evident, stânga și ea critică starea de lucru. Și din această cauză avem două tabere, una pe dreapta și una pe stânga, destul de mari, destul de puternici, care deocamdată nu au ajuns la guvernare. Bun, socialiștii au președinte, dar în Parlament sunt în minoritate. Dreapta, din cauza prăbușirii PLDM-ului, este pe brânci, dar încearcă să reintre în Parlament. Și iată că aceste două valuri de pesimism creează o stare așa proastă în societate. Deci nu este vorba de o guvernare proastă. Eu aș spune că guvernarea este ok, în pofida criticilor pe care le aud. Dar starea de spirit în societate este proastă, sunt foarte mulți oameni supărați și asta creează o stare de dezamăgire care se perpetuează
Și asta este rău. Asta înseamnă că oamenii, avem foarte mulți oameni supărați, frustrați și trebuie să înțelegem. Deci trebuie cumva rezolvate problemele acestor oameni. Problemele economice, da, sunt unele din principale, care, pentru că în țară avem sărăcie, din țară se pleacă și se pleacă masiv, anume oamenii care pot decide, da, oameni cu studii superioare, oameni care au și masterat, au și experiență de muncă, pentru că ei observă un din lucru... Din anii 90 se pleacă. Și de acum se pleacă. Și, nu, deci, și se pleacă. Dacă scluăm, să comparăm cifrele din ultimii 10 ani cât au plecat, noi avem acele foamete și acele două valori de deportări împreună. Noi acum nu de mult am sărbătorit, nu, am comemorat această zi și iată, dacă să luăm, pur și simplu nu se vrea să spun aceste statistici, dar dacă guvernarea ar depune un piculeț de efort și ar lua aceste cifre și ar arăta cât a scăzut populația în acei ani de rea faimă și cât a scăzut în acei ani, în oricare 10 ani din această, să nu spunem doar în ultimii 10 ani, da, hai să spun din oricare 10 Sociologia ani. Sociologia atestă acum un al doilea val de migrație. Deci oamenii se duc la pe negru, știți cum spune? Și deci lucrurile astea trebuie să ne pună pe gânduri. Să ne pună pe gânduri și în special guvernarea și mai ales faptul, bine, se duc indiferit, diferite, da, chiar și oamenii care spun că au careva posibilități, pentru că nu se duc cei care au doar o sapă și nu știu, o căldare la casă, pentru că ăsta nici nu pot să duc, nici nu poate să ia. Da, clar că omul care cât a înțeles, uite, el acum cât mai are, cât mai poate și mai permite o odihnă în Grecia, el poate să ducă, dar pe viitor se va întâmpla un lucru, pentru că dacă acum un anumit partid, și nu vreau să-i dau iarăși numele pentru că este deja prea mult reclamă, care intră în Parlament cu 19 deputați și acum are 64 de adepți care votează la... Deci asta indignează partea intelectuală a societății. Da, suntem, poate este o parte poate mai mică, nu atât de mare, care înțelege lucrurile astea, dar deranjează, pentru că uitați-vă, democrația spune cu totul altul. Și acum când ai toate acestea și când plus la această guvernare nici nu se isprăvește cu partea economică, problemele financiare ale țării, bine, mai sunt dictaturi, mai sunt sau așa numite dictaturi care sunt numite, precum în Belarus, precum în alte țări, dar ele cât de cât se descurcă din întrebările. Nu zic că minunat, nu zic foarte bine, dar nu sunt atât de... Dar când plus la toate problemele politice, mai sunt și probleme economice, din cauză populația fuge, degradează din țară. Deci asta trebuie să intereseze. Și sondajul acesta foarte clar arată că oamenii sunt nemulțumiți. La capitolul nemulțumire și la capitolul unde mergem, oamenii au spus foarte clar că... Domnule Ungureanu, dar dumneavoastră vorbiți atât de aspectul economic, dar guvernarea ne asigură că noi avem creștere economică. Aceasta iată în calitate și de expert economic. Această creștere economică se bazează pe creșteri ireale, deci pe creșterea prețurilor. Și atunci când au crescut prețurile, în balanța tuturor mărfurilor care s-au vândut, se arată un pic de creștere. Este o creștere falsă. Haideți să o înțelegem. Și da, avem și o valorizare a monedei naționale în raport cu euro, cu dolar. Avem o valorizare care este ușoară valorizare, care nu acoperă acea fraudă care s-a petrecut în anii 2014-2015 când s-a descoperit această fraudă. Iarăși nu s-au luat măsuri concrete de a se găsi acei bani, cel puțin într-o măsură de 10-20%, să se spune, pentru că doar s-au vehiculat niște cifre și domnul Candu, iarăși, cred că în scop de PR a vehiculat, uitați-vă că am găsit, dar unica persoană care a fost pedepsită a fost un viceministru al economiei care a fost pedepsit pentru această fraudă cu 100.000 de lei. Deci închipuiți-vă disproporția, 1 miliard de euro sau dolari a dispărut, iar a fost pedepsit unicul care acum la și bine, plus aceste dosare politice care acum s-au intentat pentru domnul Filat, pentru domnul Platon, pentru toți ăștia. Eu nu spun că ei sunt vinovați, dar doar atât, cu atât doar s-a ales acum țara și acum că populația este iarăși ciopărțită și despărțită, trebuie să înțelegem un lucru foarte clar, că dacă mecanismele democratice nu mai funcționează și oamenii înțeleg votând, la orice moment poate fi anulată alegerea, cum s-a întâmplat în Chișinău, pentru că nimeni nu s-a așteptat că pentru un așa oraș mare se va juca guvernarea și atât s-a jucat. Deci se va întâmpla acest lucru. Deci dacă nu mai merg mecanismele democratice, trebuie să înțeleagă foarte bine guvernarea că se va întâmpla altfel de mecanisme decât cele democratice, decât cele pașnice. Pentru că dacă un regim nu vrea să coboare de bunăvoie, atunci va fi dat jos de nevoie. Dacă un regim nu vrea să plece de bunăvoie, spunea domnul Ungureanu, ajungem la proteste, domnule Ciurea. Acest sondaj are o întrebare care este formulată în felul următor. Credeți că acțiunile de protest desfășurate actualmente la Chișinău pot influența deciziile clasei politice? Da, 37.4, nu 40.8 și nu știu, 21.8. Bun, asta și vedem în piață. Nu prea vor oamenii să vină la proteste pentru că nu prea cred că... S-au dezamăgit? Că mai avem un minut la dispoziție. Fie s-au dezamăgit, fie nu văd rostul în asemenea acțiuni de protest. Da, și pentru că avem un minut, eu totuși aș rectifica. Creșterea economică se bazează și pe acumulări
mai mari la buget, care vin de la fisc, de la vamă, din exporturi, iar asta relevă o anumită activitate economică reală. Nu este o ficțiune. Astea sunt încasări noi, care fie că vin din micșorarea corupției, fie dintr-o anumită activitate mai ferventă a economiei. Da, spuneți-mi, vă rog, iată dumneavoastră în calitate de analist politic și cu asta vom termina emisiunea de astăzi, dați credibilitatea acestor date care sunt oferite de sondajele de opinie sau încercați să le contrapuneți? Mi-a plăcut astăzi referirea la același casă de sondaje care zicea în primăvară un pic altceva. Da, sigur, eu ca politolog sunt obligat să iau act de ele și să am o atitudine serioasă față de ele și să le comentez, da. Dar este clar că există și o doză de relativism. Le accept, le comentez, dar în același timp vin cu propriile observații, pentru că uneori observațiile noastre sunt mai exacte decât cifrele din sondaj. Domnule Ciurea, domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă aștept și cu alte ocazii pentru a discuta și alte aspecte ce vizează societatea autohtonă. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan și vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă în fiecare zi de marți și joi. Rămâneți alături de Accent TV cu colegii noștri. Thank you.